camion, il peut. Dacă vrei, hai tu cu mine pe trotuar. Inevitabil, să pare. Să folosesc o expresie celebră, lupta s-a ascuțit, în sensul că după noiembrie 2011 tot mai mulți oameni au început să devină conștienți de problema Roșia Montană, de ceea ce se vrea să face acolo de către compania canadiană și datorită și protestelor din ianuarie și februarie, Roșia Montană a intrat, putem spune, în conștiința colectivă. Cum te-a schimbat pe tine, M-a făcut să am mai mult curaj și să fiu mai dornic să-mi exprim de câte ori pot opiniile sociale și politice în stradă și să conștientizez și mai bine faptul că am niște drepturi care nu pot fi călcate în picioare, unul dintre acestea fiind dreptul la liberă exprimare. Și, nu știu, m-a făcut să-mi doresc și mai tare, dacă așa ceva se poate, să salvez Roșia Montană. Suntem aici cu un dublu mesaj. În primul rând, de a reaminti oamenilor ce s-a întâmplat în 7 noiembrie 2011, când a avut, practic, prima acțiune de tip Occupy asumată ca atare în România, post-decembristă. Și al doilea mesaj este către noul ministru al mediului, doamna Rovana Plumb, căreia îi reamintim propriile declarații împotriva proiectului de la Roșia Montană și îi reamintim că suntem aici, că suntem mulți și că trebuie să se ridice la înălțimea acestor proprii declarații și să interzică proiectul de la Roșia Montană. România, stat polițienesc, stat polițienesc, stat polițienesc. România, stat polițienesc.
stat polițienesc. Ești ceva fel, filozof. Stai. Uniți, salvăm Roșia Montană! Uniți, salvăm Roșia Montană! Uniți!